Spune Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Deci atât ce expresie interesantă scripturistică și ce mărturie dată din gura Mântuitorului Iisus Hristos legat de căderea lui Lucifer și legat de căderea îngerilor. Și de ce m-am gândit în sărbătoarea acestor slăviți Arhanghel Mihail și Gavril, care sunt voivozi, netrupești, a oștilor împărătești și fără de trup? Tocmai prin faptul că despre căderea îngerilor noi, afară de citatul de la Isaia, stea de dimineață care ai căzut din cer și ai târât după tine a treia parte din stelele cerului, nu avem o altă mărturie cum ar fi fost această cădere. Chedrinos ne spune în cronograf că dracii au căzut timp de 40 de zile și 40 de nopți ca fulgii de zăpadă. Deci îți dai seama cât de mulți erau și dacă și viscolești afară, cam cât de deși erau. Și toți acești demoni din îngeri de dincolo de cerul de foc, unde au căzut? În spațiu interstelar. Ceea ce convinge opinia publică că mentalitatea despre extraterestri există. Deci ei sunt extraterestri noștri care ne veghează și sunt făpturile create de Dumnezeu, create de Dumnezeu ca îngeri, dar prin neascultarea lor ca demoni, care veghează văzduhul și patimile și păcatele noastre. De aceea v-am spus, Petru Atonitul când i-a prins și i-a pus la prășit, la tăia lemne și la cărat apă în mănăstire și la lucrat în grădină, și după aceea seara îi pedepsea și îi băga într-un ulcior, lega ulciorul la gură cu semnul crucii, a venit Maica Domnului și i-a spus, slobozește, nu-i bine. Ai această putere asupra lor, dar dacă nu sunt diavol, nu vă mântuiți, pentru că nu vă cunoașteți patimile. Și de ce spune Mântuitorul că această cădere din cer a fost ca un fulger? Se pare, și asta este expresia convingătoare pe care am dedus-o citind textul din Evanghelie, că atât de rapid poate cădea omul de la fața lui Dumnezeu, pe cât de rapidă este mișcarea fulgerului. Când vezi un fulger, ce vezi? O lumină care străbate într-o fracțiune de secundă cerul. Înseamnă că tot așa de ușor putem pierde Duhul Sfânt prin păcatele noastre. Deci atât de rapid ne putem despărți de Dumnezeu, de aceea spune Scriptura că o clipă de-ar fi viața omului nu-i fără de păcat. Înseamnă că fiind creați și materiali și circumscriși și carnali, adică fiind pătimași, îmbrăcați în haina și veșmântul poftelor sau de piele, cum îi spune Sfânta Scriptură, că Adam și Eva au fost îmbrăcați în piei de dobitoace, adică să aibă pofta dobitocească, ați văzut în rugăciune o poftă care nici dobitoacele necuvântătoare nu au spre aprinderea desfrânării, aceea este dată nouă ca un cadou pentru neascultare. Și dacă vreți să vedeți cât de gravă este această căderea omului, deci dacă vreți să vedeți câtă supărare a pricinuit omul Dumnezeu, dacă vreți să vedeți câtă nenorocire a fost în cer prin căderea umanității, prin neascultarea lui Adam și Eva, și dacă vreți să vedeți câtă înjosire a primit Dumnezeu de la făptura sa pe care a creat-o după chipul și asemănarea sa, priviți la nimicnicia unui prunc născut. Iese puiul din nou și nu s-a uscat bine și ciocănește după apă, după fărâmituri și se scarchină după ureche și aleargă după cloșcă. Iese vițelul din vacă și la o oră suge și a doua zi când s-a uscat aleargă prin curte și face rotocoale. Iese puiul de pasăre din pom și la o lună zboară. Iese orice făptură de pe fața pământului și la două, trei zile se mișcă liberă și se ascunde și autoconservă existența și puterea de a se autoapăra în sistemul sau în biotopul sau în ecosistemul de unde face parte. Și iese făptura aceasta numită om, cu pampers, cu cezariană, cu medici, cu tratamente, cu tot felul de feșe și de îmbrăcăminți și de toate. Și stă un an în pampers, stă doi, alteori stă trei și alteori și mai vorbește și altădată nu vorbește și altădată se mișcă și nu știi ce-l doare și nu știi când îi flământ. De ce? Ca să arate Dumnezeu umanității cât de mărunt poate fi omul și cât de mare a fost greșeala
Încât ce a zis Dumnezeu? Dacă te-ai băgat până acolo în care te-ai asemănat asemenea mie, apoi trăiește să vezi ce înseamnă neputință. Și de aceea se spune că atunci când pruncul se naște, ați văzut, doctorii săraci au și ei mentalitățile lor medicale. Spune, zice, trebuie să plângă tare ca să ia nota 10. Ei, el când plânge mai tare, arată că s-a născut în viața durerii, a chinului și a suferinței. Iar dacă râde când se naște și e vesel și fericit, înseamnă că petrece cu îngeri. Ați văzut că pruncii râd în somn. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să aveți echilibru dintre creația lui Dumnezeu, cum ne-a făcut El desăvârșiți, și părerea noastră despre creație, cum ne-am făcut noi nedesăvârșiți. Și aici, în Evanghelia de astăzi, o să vorbim de Arhanghel imediat, aici, în Evanghelia de astăzi, ce spune mai departe? Apostolii vin la Mântuitorul, cei 70, și spun, Doamne, în numele Tău și diavolii să pleacă nouă. Și Mântuitorul atunci spune despre această cădere a Luciferului, a diavolului ca un fulger, ca să arate că el este cel care l-a cunoscut pe îngerul acesta când era ceea ce trebuia să fie. Heruvim strălucitor, acolo în tronul lui Dumnezeu și stăpânitor peste îngeri, dar care și-a pierdut întâietatea datorită mărimii gradilor pe care le-a luat. Și de aceea și noi am moștenit uneori acest lucru diavolesc, fie că suntem într-o funcție profană sau administrativă sau într-o funcție colectivă la servici. Ce ești tu? Începând de la paznicul de la poartă care o face pe nebunul și până la ultimul director. Și începem să ne purtăm urât cu ceilalți fiindcă avem o funcție. Mai întâi de toate trebuie să te porți creștinește, după aceea trebuie să te porți educațional, după aceea trebuie să te porți pedagogic și după aceea trebuie să te porți administrativ, adică mănânci pâine, faci treabă, nu mănânci pâine, nu faci treabă. Ești plătit pentru ceea ce muncești, trebuie să faci cu conștiință. Viața creștină nu-ți permite să delapidezi, să distrugi, să strici, să sabotezi. Scurt. Mergând mai departe la acest Lucifer, care începe din vârful ierarhiei, vedem că și Dumnezeu a coborât din vârful ierarhiei, de la Îngerul cel mai înalt, și s-a dus în triada a treia, tocmai unde sunt arhanghelii, și-a dăruit lumii două duhuri slujitoare foarte cunoscute nouă. Să nu așteptați cam să vă fac eu teoria apologetică a lui Dionisie Areopagitu despre ierarhii și îngeri. Este această carte numită Predici la Duminicile de peste an al lui Părintele Cleopa, este cartea lui Preasfințitul care a pe aici prin librărie, aveți acolo, vă ghidați sau citiți din Viețile Sfinților, că este scris teologic despre Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel, să nu le căutați moaștere, că nu au. Așa. Și o să vedeți că aceste două duhuri slujitoare, îngeri de lumină, au avut rol în calea mântuirii, unul de a vesti tainele mari a lui Dumnezeu și aceste Gavriel sau bărbat cuvântător puternic, cum vreți să-i spunem, care ce-a făcut? A venit la buna vestire și ne-a vestit o taină care ne-a încuiat de tot. Și în ziua de astăzi, fie protestant, fie de altă religie păgână, sau fie om de cultură, sau ateu, sau om de știință, vorba unui biolog. Să vină, domnule, cineva mie să-mi demonstreze că poate o femeie să nască fără de sămânță bărbătească și eu atunci mă fac creștin. Și am spus, întâi trebuie să-ți demonstreze că ești prost, că nu se vede prostia. Deci dacă e o taină mai presus de fire, în care se implică puterea Sfintei Treimi, după un cuvânt atât de clar al Scripturii, Duhul Sfânt va veni peste tine. Iată, primul semn. Puterea celui prea înalt te va umbri, adică puterea Tatălui. Iar Fiul lui Dumnezeu se va naște din tine. Deci din star spune, Sfântul care se va naște din tine se va chema Emanuel, sau cu noi este Dumnezeu. Vedeți că de acum intrăm ușor, ușor în taina Crăciunului. Nu cred că mai sunt 2-3 săptămâni și o să auzim colindele. Anul trece, timpul fuge. Timpul nu ne așteaptă. Acu e primăvara, acu e toamnă, acu pune crucea la cap și să pune coliva și să cântă veșnica pomenire. Și trebuie să ne pregătim din lumea aceasta pentru cunoașterea îngerilor de Dumnezeu. Acest arhanghel Gavriil n-a stat degeaba. De-a lungul misiunii lui
pământești în slujirea lui Dumnezeu de-a lungul Vechiului Testament a fost întâlnit în multe contexturi. S-a arătat contexte. S-a arătat, am vorbit că Elena Udre, s-a arătat lui Iosif noaptea în vis și i-a spus așa: nu te teme a lua la tine pe Maria, că ceea ce s-a născut din trânsa este de la Duhul Sfânt. Și ce frumos spune Scriptura: și n-a cunoscut-o pe ea până când nu a născut pe cel unu născut. Vezi ce frumos? Unu născut. Și cum a cunoscut-o atunci? A văzut trei taine deodată. Cântă îngeri, vin magi cu darul de la răsărit și vin păstori și îngeri și coboară peste Fiul omului și îl slăvesc. Lucru care nu s-a mai întâmplat niciodată. Și ce l-a surprins cel mai mult pe Iosif în toată taina aceasta de naștere a lui Iisus, știți care a fost? Nu faptul că au venit și au cântat îngerii. Să rămâi fecioară după naștere, și ați văzut, dacă vă uitați în icoană nașterii, da, acolo arată o femeie. Acea femeie, vrând să se convingă, Salomi, parcă o chema, vrând să se convingă că Maica Domnului a născut mai presus de fire, a dat să atingă cu mâna partea trupească biologică și i-a secat, s-a uscat. Și când a băgat-o și s-a spălat în apa în care a fost spălat pruncul, s-a vindecat. Deci vedeți, taină. De ce vă spun lucrurile astea? Ca să înțelegeți că acest arhanghel era un fel de curier al lui Dumnezeu, purta. El purta semnele dintr-o parte în alta. Și la bună vestire, v-am spus, nouă ni s-a dat o ceață atunci. Noi n-am văzut decât o umbră. Pentru că cine poate tâlcui taina întrupării? Nimeni. Poate cineva să explice ce frumos spune Ilie Miniat. Ci că în fiecare celulă cam prescură Hristos stă întreg, în fiecare părticică pe care omul o mănâncă atunci când se împărtășește, nu mâncând deosebi oase, mâini, picioare, coaste, cap sau trup, ci tot întreg deodată. Deci iată ce taină. 1000 de fețe a lui Hristos într-o singură față, 1000 de fețe a lui Hristos într-o 1000 de părticeli, un singur Hristos. Și cum se explică aceasta? Spune mai departe Ilie Miniat. Te uiți într-o oglindă și te vezi întreg. O trântești jos și se sparge și te uiți peste cioburi. În fiecare ciob te vezi întreg. Așa a fost Hristos în umanitate. Mare taină, nepricepută minții. Deci ne-a adâncit într-o taină mai presus de taină. Ne-a lăsat în continuare învăluiți în taină. De aceea stau astăzi și scriu teologii și în continuare dezbat taina întrupării și a fost nevoie de sinoade ecumenice și de sinoade locale și de parasinoade și de paraadunări creștine care au stat permanent și au dezbătut până în zilele noastre cuvântul dreptului Simeon. Acesta este spre căderea și spre ridicarea multora din Israel. Acesta este piatra din capul unghiului care va fi piatra de potihnire, despre care spune acolo: peste cine va cădea, îl va spulbera și cine se va împeteca de piatra Hristos, se va sfărâma. Mulțime sectelor. Să ne luăm acum de arhanghelul Mihail. Acest arhanghel Mihail, că ei sunt vreo 7 de toți, Uriil, Salatiel, Gudiel, Varahil și așa, Rafael și așa mai departe. Nu stau să vi amintesc și nici n-am să vă povestesc. Scrie în predica lui Părintele Cleopa: unul păzăște cerul, unul păzăște popoarele, unul păzăște iarba, unul păzăște astrele. Au treabă, nu stau degeaba, nu sunt la număr. Pentru că în ceata arhanghelilor, sub acești 7, sunt mii și miliarde de arhangheli care au misiunile lor în cer, nu cum spune Constantin Dogaru, nu se ocupă de ozeneuri. Ați văzut, unul cu pertuția divină, unul e mecanicul tehnic al oștilor cerești, unul e mecanizatorul, nu știu cum, tot felul de erezii. Le-am prins pe la babe, pe casă, făcând sfințire, câte o carte din asta eretică. Deci când găsiți scrieri de Constantin Dogaru, le puneți pe foc. Acest arhanghel Mihail, care este cunoscut în toată lumea creștină, de aici și purtăm numele Mihai și Gabriel, Mihail și Gavril, Mihăiță, Mihaela, etc. Este arhanghelul care a stăvilit pentru prima dată căderea cea mare a îngerilor după 40 de zile și 40 de nopți, trimis de Dumnezeu fiind, spunând acel cuvânt superb din Sfânta Liturghie pe care îl auzim în fiecare liturghie: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Numai că astăzi continuarea
sună Sfânta Jertfă cu pace o aduce. Adică jertfirea lui Hristos, prezența Lui neîncetat între noi, semnul că vine epicleza. Imediat să-și apropie, imediat cântăm, luați, mâncați și pe tine te lăudăm, dacă ați fost atenți la liturghie. Ce trebuie să știm despre acest arhanghel? Spunând aceste cuvinte, a încetat căderea și a fost numit voievodul oștilor cerești fără de trup. Deci toți îngerii se supun și el mai are o singură misiune de îndeplinit, deși ar trebui să o îndeplinească Gavril, o îndeplinește Mihail. La glasul arhanghelului și la trâmbița judecății, toți vom învia într-o clipeală de ochi. De ce va trebui să vedem într-o clipeală de ochi să înviem? Pentru că tot într-o clipeală de ochi a căzut și Satana. Și într-o clipeală de ochi vom fi toți la judecată. Că Dumnezeu e putere, nu-i putere, mai presus de izvorul puterii. Dumnezeu e lumină, nu-i lumină, mai presus de toată lumina gânditoare și izvorul luminii gânditoare. Dumnezeu e iubire, nu-i iubire, mai presus de izvorul iubirii. Deci cele două moduri universale de vorbire despre Dumnezeu, una afirmativ negativ și una afirmativ pozitiv. Apofatică și catafatică. Una vorbește despre antropoformismul lui Dumnezeu și una vorbește de atributele lui Dumnezeu mai presus de puterea lor. Pentru că totul e un izvor nemărginit. Că a spus cineva într-o zi o vorbă foarte copilărească. Zice, o, dar cât e de mare cerul ăsta și spațiul ăsta? Zice, cine mai știe ce e dincolo de planetele noastre? Eu zic că știe Cel ce le-a făcut. Și de unde știm? Ne spune Duhul Sfânt în Psalm. Cel ce ai făcut stelele și luna, spre vrem, spre zile și spre ani. Păi dacă El a făcut toate stelele, nu știe El ce-i cu ultima stea? Sau nu știe, cum spune acolo, că ca un uriaș ce aleargă cale de la marginea cerului până la cealaltă margine. Cum ar putea să aibă cerul margini când El este infinit și nemărginit? La marginile pe care Dumnezeu le cunoaște, nu noi! Nu poți să bagi în capul de muscă un creier de cal și nici în capul de om un creier de elefant. Deci fiecare pricepem după cât e mintea noastră. Păi mintea noastră e izvor din mintea lui Dumnezeu. Noi am luat o picătură din harul divinității, din lumina necreată a Sfintei Treimi și din puterea înțelegătoare și cuvântătoare și rațională. Noi nu știm inteligența lui Dumnezeu în ce să măsoară și cât de mare este nemărginirea lui Dumnezeu. De aceea vorbim despre El afirmativ, negativ. Nu-i putere mai presus de toată puterea gânditoare. De aceea spune, nemărginit, necuprins, nevăzut, etc. Ne coborâm la stihul pe care îl spunem la morți. Nu este cu putință oamenilor a vedea pe Dumnezeu. Iată ce frumos. Pentru că nu putează căuta la El nicio știrile îngerești. Dacă deschizi cartea Sfântului Ioan Gură de Aur, vei vedea că serafimii, heruvimii și tronurile își acoperă fețele cu aripile și picioarele și numai cu celelalte două aripi zboară cântând întreită cântare Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeu nostru. Ceea ce cântăm noi la liturghie, Domnul s-a văzut pline cerul și pământul de mărirea ta. Cerul și pământ, auzi. Dar ce constatăm deodată? Spune Dionisie Areopagitul în scrierea lui. Că cel fără de margine și fără de început își face un început între oameni, dar își face un început fix. Deci nu un început necunoscut. Într-un pântece de fecioară, luând chip de rob și chip de om. Întrupându-se în carnea umanității și în sângele umanității. Nu orice carne și nu orice fel de sânge. Nu este carne dumnezească, ci este Dumnezeu de carne. Nu-i sânge dumnezeesc, ci dumnezeesc sânge. De ce? Pentru că Fecioara Maria avea trup material, dar era curățit de păcat. Prin ce? Prin înalta trăire și ascultare spirituală, prin care a reușit să suie mintea dincolo de heruvim și de serafim și să ajungă la gândirea Tatălui la tronul Sfintei Treimi ca să se împlinească cuvântul psalmilor care spune și-a poftit împăratul frumusețea ta și te-a ales pe tine, fiică, în psalmul 44, uită poporul tău și casa părintelui tău. Deci îl cântăm la poleleu când cântăm cuvânt bun.
De ce lucrul ăsta? Ca să înțelegem că mintea l-a captat pe Dumnezeu și l-a coborât în inima Fecioarei. De aceea, cu atâta ușurință, a reușit să învingă glasul îngerului, care nu știa ce să răspundă. Răspunsul i-a dat Fecioara Maria. Deci el venea din cer și îi spune: bucură-te, cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Și îngerul s-a speriat și: mă spăimântez, a strigat ție, bucură-te, mireasă, purrea Fecioară. Nici îngerul nu știa ce e asta. Mihai ăsta, Gavril. Dar în clipa următoare, Fecioara să și-ți justifică. Să nu-mi vorbești de nuntă că nu știu, să nu-mi vorbești de sămânță de bărbat că nu știu, să nu-mi vorbești de ispitire de nuntă că nu știu. Și aș dori chiar, cu toate că ești înger, să nu fie ispitire ca Evei oricând. Iată ce frumos! Deci Eva cea nouă respinge sfatul cu îngerul, chiar dacă el este în chip de lumină și vorbește de Dumnezeu. Pentru că și dracul, când a venit în chip de șarpe la pom, tot în cuvinte dumnezeiești a vorbit și tot de bine de Dumnezeu. A, Dumnezeu v-a spus cu tare și cu tare. Și s-a lăsat ispitiți. Dar ea nu s-a lăsat ispitită. A căzut în genunchi, exact cum spun patericile. Ați văzut, dacă ați citit patericile, toți sfinții, cum aveau arătări din astea demonice, în chipuri luminate, că spune Pavel, cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, că sunt multe duhuri în văzduh. Efrem Siru, duhul trândăvii, a nesimțirii, a răutății, a dușmăniei, a orgoliului, a mândriei, nu mi-l da mie, iar duhul curăției, a gândului smerit, a răbdării, a dragostei, pe ăla dăruiește mie slugii tale. Așa, Doamne, dă-mi să-mi văd păcatele mele și nu o să-mi des pe aproape meu, că binecuvântat ești în vecea mea. E frumoasă, dar ați uitat-o, îndată o să vină vremea ei. De ce vă spun lucrul ăsta? Fecioara a căzut în genunchi, s-a uitat spre cer și a spus cuvântul divin: mie să-mi fie după cuvântul tău, dar eu sunt roaba Domnului. Scurt, nu doresc altceva. Și atunci, în clipa aceea, s-a petrecut taina și când a spus fie, Hristos s-a și lăsat în mitras ca un rege sau ca un împărat pe scaun, pe tron, scaun de heruvim Fecioara, cântăm la Crăciun, când cântăm condacul nașterii, și în același timp s-a făcut biserică sfințită și rai cuvântător. Și când îl mai întâlnim pe Gavril, stând de vorbă cu Fecioara, îl mai întâlnim atunci când spune lui Iosif: ia pe prunc și du-te că este în primejdie viața lui, întoarce-te că au murit urmăritorii lui. Când îl mai găsim pe Gavril în grădina Eleonului, pe sus, pe muntele măslinilor, când îi vestește Fecioarei din nou cu stâlpare de măslin, te cheamă fiul tău și are loc taina adormirii, lucru neștiut și nepriceput nouă. Și iată, tot așa, acești îngeri s-au succedat și au lucrat de-a lungul Vechiului Testament. Când îl mai găsim pe îngeri, îi spune lui Zaharia: femeia ta va naște prunc și așa mai departe. Nu stau să vă repet vestele Sfinților, astea eu mă obosesc, le găsiți în carte. Dar despre Mihail mai știm următorul lucru: că a condus toate războaiele poporului lui Israel împotriva popoarelor cananee, care erau 12 la număr, din care 7 au fost nimicite și 5 au rămas să-i macine pe iudei până la venirea lui Hristos, care, după învățătura Sfinților Părinți, sunt cele 5 simțuri cu care ne luptăm noi toată viața. Ce ar trebui să știți în continuare? Arhanghelul Mihail a luat chipul stelei atunci când a călătorit pe cer și au venit magii, când se ascundea, când apărea, când greșeau calea. Arhanghelul Mihail a tăiat în noaptea nașterii lui Iisus pe toți ticăloșii din Ierusalim și au căzut ca morți ca să nu vatăme viața pruncului, pentru că lumea era stricată și întunecată. Astea sunt din tradiții, din Simeon Metafrastul, din prologe, nu vi le spun de la mine. Arhanghelul Mihail este cel ce a călăuzit pe Iosif și pe Maria în drumul spre pustie, când au plecat și au fugit din calea lui Irod, cel mare. Arhanghelul Mihail a mers noaptea în lumină de foc și ziua în nor, când a trecut poporul lui Israel pustiu, el a întunecat la minte și a umblat în jurul muntelui Sinai 40 de ani și au rătăcit. Are multe misiuni Arhanghelul Mihail. Și sunt și minunile din vremea noastră.
Așa, din amintire pot să vă spun că este minunea din Colose pe care o sărbătorim când au oprit apele, după aceea avem minunea de la Dohiaru când niște hoți au vrut să fure banii de facerea mănăstirii, au legat un copil, l-au aruncat în mare, arhanghelul l-a pus pe Sfânta Masă la Igumen în timp ce făcea liturghie și când au venit hoți au spus, n-am găsit copilul și comoara și igumenul întreabă, zice, și chiar copilul ăla v-a înșelat? Da, da. Zice, ne-a înșelat mare amăgitor și iese copilul și spune, puterea lui Dumnezeu să vă pedepsească, și vine Arhanghelul Mihail și le taie capetele cu sabia. Deci astea sunt minuni nenumărate. Cea mai mare minune pe care o face Arhanghelul Mihail întotdeauna este cea pe care o faceți voi când rostiți această rugăciune. Să învie Dumnezeu, să se risipească vrăjmașii lui, să fugă de la fața lui toți cei ce urăsc pe dânsul, pe cum să împrăștie fumul și să topește ceara de la fața focului, așa să piară lucrul rău de la fața Dumnezeu, iar drepții se bucure să veselească. Arhanghelul Mihail vine cu sabia și depărtează din casa respectivă orice duh necurat. Bine, nu se arată nou, vai, Coană Mărie, ce frumos te-ai rugat de un par cu apă. Nu. Vine, trece, curăță și pleacă. Același Arhanghel Mihail și Gavril învrednicește mamele sterpe să facă prunci ca Ioachim și Ana și ca Ioan Botezătorul care s-au născut din rugăciune. Același Arhanghel Mihail ne aduce cu picioarele pe pământ și ca să aveți ca idee generală din ceea ce a rămas descoperit și scris de la Sfântul Dionisie Areopagitul, marele ucenic al Apostolului Pavel din Areopag, care a vorbit teologie înaltă și prin faptul că era învățat, dar când s-a convertit a fost un adevărat trăitor în Dumnezeu, se pare că a fost și el răpit, că altfel nu se explică de unde a avut atâta gândire și înțelepciune. Deci e clar că a trăit niște extaze mistice sau niște răpiri dumnezeiești neexplicate nouă, dacă s-ar fi scris cărțile, nu încăpeau în lume, dar știm exact că sunt trei triade de către trei cete. Și dacă ar fi să spunem așa cum spunem noi, ar fi vreo nouă ceruri. Pentru că Iisus, de la înălțare și până la pogorirea Duhului Sfânt, a stat 9 zile la fiecare ceată, a 10-a zi s-a odihnit pe scaun cu Tatăl să sfințească firea omenească și când a venit Duhul Sfânt în chip de limbi ca de foc, atunci s-a sfințit toată făptura și a spus, vă trimit Mânghietorul care de la Tatăl purcede, nu și de la Fiul, ca să cadă filiogvia și... Ne-a spus odată pentru totdeauna, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Prin ce? Prin puterea Duhului Sfânt care ne duce la Fiul prin împărtășania care o mâncăm la potir și prin ce? Eu sunt ușa Tatălui. Cel ce vine la Tatăl, prin mine vine. Și de ce vă spun lucrurile astea ca să le știți? În triada întâia, acolo sus, 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 stau îngerii cei mai înalți despre care a scris și Ioan Gură de Aur în cartea Mărgăritare și Puțu. Heruvimii, Serafimii și tronurile. Apoi sunt începătoriile, după, în triada a doua, scaunele și nu le știu în ordine, iar după aceea, în triada a treia, cea mai de jos, sunt îngeri, adică noi, ticăloșii care primim îngerașul păzitor, sunt ăștia, cum se cheamă, arhanghelii, și mai sunt domnii, mi se pare, nu știu ordinea exactă, ca să nu vă fac pe filozoful, dar aceste nouă cete îngerești alcătuiesc cerurile cerurilor. Dar de unde încep cerurile acestea? Asta vreau să aveți ca idee. Începe cerul, atmosfera pe care o respirăm, eterul unde stau dracii și cerul de foc unde nu intră nimic necurat spre Împărăția Dumnezeu. De-aia spun oamenii de știință, nu te poți apropia de soare că te topești, dar dacă deschizi Duhul Sfânt și psalmii, găsești scris acolo... Și locașul său l-a pus în soare ca un uriaș ce aleargă cale de la o margine a cerului la cealaltă. Dacă te duci la Serafim Roz, la Vasile cel Mare și la părinții bisericești, găsești scris așa. Ce este soarele? Este captarea energiei necreate, lumina divină nefăcută de mână, ci cu cuvântul, hrănită și băgată toată într-un singur astru numit soarele, luminătorul cel mare, care încălzește pământul. De unde știe acest soare că pe pământ cresc buruiene și au nevoie de fotosinteză? De unde știe acest soare că trebuie să usuce apa când plouă prea mult? De unde știe acest soare că trebuie să stea ca să mugurească pomii și să nu fie o temperatură prea mare să usuce mugurul? De unde știe acest soare că trebuie făcut o polenizare ca să crească fructele și roadele? El este viu
și nu este un astru mort, cum crede știința, ci este un instrument și un ascultător de Dumnezeu, care ați văzut că își respectă orele când trebuie să străbată cerul, își respectă ordinea echinocțiului, ordinea solstițiului, ordinea mișcării de evoluție, ca și luna, ca și stelele. De ce n-apare luceafru de dimineață seara? De ce n-apare luceafru serii dimineața? De ce n-apare găinușa la 12 noaptea și apare dimineața la 5 sau la 4? De ce carul mare stă la nord și nu stă la sud? De ce carul mic nu stă deasupra carului mare, că e mai șmecher? Deci sunt puse de Dumnezeu cu o înțelepciune negrăită. Toate cu înțelepciune le-ai făcut și niciun lucru nu-i de ajuns la lauda minunilor tale. Și de ce v-am spus lucrurile astea? Ca să înțelegeți că acești arhangeli, noi nu știm ce e în cer. Dacă cineva a fost, poate să ne povestească. Dar noi nu știm ce lucrări au îngerii în cer. Poate fiecare stea are un înger care o călăuzește. Poate fiecare galaxie are un arhanghel care o veghează. Noi nu știm. De aceea v-am spus. Îngerii îi putem numi extraterestri. Când te întreabă cineva dacă există extraterestri, da, sunt îngerii. Sunt duhurile slujitoare al Dumnezeu, dar dincolo de cerul de foc nu pătrunde nimic. Este o singură istorioară, am citit-o din scrierile din Sfântul Munte, în care Sfântul Gheorghe, având evlavie un călugăr la el și rugându-se toată viața la el, sufletul lui când iese din trup, ăla puțin nepregătit cu pravila, cu canonul nefăcut, cum e modern acum să trândă vești sau să pierzi vremea la televizor sau să dormi sau să nu te rogi, ce face? Ia sufletul de mână și ajunge, trece de cerul îngerilor, de cerul al doilea, al treilea, la prima triadă îngerii spun: Sfinte Gheorghe, sufletul ăsta, știi ce spune Scriptura? Nimic necurat nu intră în Împărăția Lui Dumnezeu. Lasă-le, ucenicul meu, răspund eu. Trece sufletul de triada a doua și se apropie de triada a doua și spun îngerii: Sfinte Gheorghe, el nu prea e curat, zice. Nimic necurat nu intră în Împărăția Lui Dumnezeu. E ucenicul meu, lăsat să-l ia de mână și pleacă mai departe. Ajunge la triada a treia, de unde era tronul lui Dumnezeu. Deci după ce te reîngerești. Și îngerii spun: Gheorghe, tu intră, el nu. Și spune: nu, dar e ucenicul meu. Treaba ta, ți-o spune stăpânul ce să faci. Și când ajunge la tronul Sfintei Treimi, se aude o voce. Ucenicul Gheorghe intră. Tu, el să stea afară. Intră Sfântul Gheorghe și spune, zice, uite, e un suflet care toată viața a avut evlavie la mine, m-a invocat în rugăciunea lui, vreau să-l ajut, nu-i pregătit pentru împărăția pe care vrei tu să-i o dăruiești. Păi ce să fac, Sfinte Doamne, că totuși e un suflet, îl iubesc, vreau să mă jertfesc pentru el cum m-am jertfit și mi-am vărsat sângele și pentru tine. Și îi spune Dumnezeu, pentru dragostea cu care îmi vorbește, atâta pot să-i fac dul pe pământ să se pocăiască și o să-l aduce altă dată. Și-a luat sufletul, l-a dus în trup și i-a spus Sfântul Gheorghe, ai grijă să nu-ți fie și mai rău. Adică, dacă ai avut șansa să mori și să învii și să vezi tainele lui Dumnezeu, atunci cu adevărat trebuie să fii pregătit. Deci, de aceea spun că dincolo de cerul de foc, spune Apostolul Pavel, el și-a permis, marele nostru învățător al epistolelor Noului Testament, fără de Apostolul Pavel, Noul Testament aproape n-ar fi existat. Spune Apostolul Pavel acolo așa, eu nu știu dacă în trup sau afară de trup, dar cunosc un om care a ajuns la cerul al treilea, cred că la arhanghel, e clar, dar zice, urechea nu poate auzi, limba nu poate vorbi, ochiul nu poate vedea, mintea nu poate pricepe și limba nu poate vorbi. Să avem, pardon, apropo de babele sfinte, care permanent văd steluțe și îngeri și fluturași din capul lor și chiar uneori să cred prea sfinte. Deci nu suntem sfinți, suntem păcătoși cu drept de mântuire, suntem simpli și credincioși cu drept de iertare de păcate, suntem cu putere, dacă vreți, și convingere că putem dobândi raiul lui Dumnezeu, dar să nu ne umflăm în pene ca curcanul, pentru că atunci când îl tai și torni o părearea pe el, rămâne tot carnea și scheletul, așa și noi. Cu toată împăunarea noastră, când stăm în sicriu, suntem un trup gol și neputincios și așteptăm o milă de la o dezlegare sau de la o prescură sau de la o lumânare sau, cum spune acolo, sfârșit creștinesc vieții noastre și răspuns bun la înfricoșata judecată a lui Hristos să cerem. De ce v-am spus toate lucrurile astea?
V-am spus toate lucrurile astea ca să înțelegeți că acești îngeri nu sunt la întâmplare. N-avem scris în Scripturi prea multe despre ei. Avem pomenirea îngerilor, este vorbit de cultul îngerilor, este menționat și în Vechiul și în Noul Testament, dar nu știm mai mult noi despre ei, afară de ce ne-a lăsat scris Dionisie Areopagitul, dar știm că întruceput Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și când a făcut cerul, a făcut toate puterile îngerești, că El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-a zidit. Asta știm sigur. Ce este mai departe de noi, rămâne ca prin trăirile noastre personale și prin dogmatica noastră sufletească să pătrundem cu mintea, fie prin vis, prin descoperire, prin răpire, prin trăire, să întâlnim un înger, să vorbim cu el și să ne spună el ce e acolo de unde vine, ca să ne facă mai curioși și mai dornici și mai vrednici de mântuire. Consider că am epuizat subiectul. Și aș felicita pe cei ce poartă numele de Mihail, Mihaela și așa mai departe, derivate și ex-nume și numișoare mai micuțe, mai mari, dar toate care vin din Mihail și Gavril, și ar trebui viața acestor doi îngeri să nu ne fie ca model, că noi nu știm ce fac îngerii, dar să ne fie ca reper, că ei au stat permanent lângă Dumnezeu. Și noi să ne dorim, a spune în, toată loc, în tot locul și în toată vremea, pe noi înșine, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin.